6 de lei și 20 de bani. Această rubrică v-a fost oferită de Casa de Schimb Valutar Golden Exchange. Vrei să-ți înveselești viața sau să faci o bucurie cuiva drag? Floreria Flamingo este soluția ideală. Aranjamente din flori naturale și artificiale, decorațiuni, cadouri pentru toate ocaziile. Floreria Flamingo, cartierul Libertății, bloc 2, parter și galeriile Kaufland. Preluări comenzi telefonice și livrări la domiciliu la telefon 0742 820 347. Floreria Flamingo, adevărații maestri ai bunului gust. Pentru clienții cu idei frumoase, dar cu buget limitat, restaurantul Parc organizează mese festive, nunți, botezuri și zile de naștere. Cu o capacitate de 300 de locuri și cu un decor reînnoit, veți avea parte de un meniu bogat și variat în funcție de preferințele dumneavoastră. De asemenea, organizăm și înmormântări cu meniul la alegere. Vino la restaurant Par, ai mâncare gustoasă și prețuri accesibile într-o ambianță inedită. Black Friday la Teletech. În perioada 23-25 noiembrie, reduceri de 30-40-50%. Teletech, strada Iernuțeni, numărul 41. Telefon 0265 511 781. Mera Autoservice, de 14 ani pe Piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Autoservice, agreat de toate societățile de asigurări. Mera Autoservice, seriozitate și calitate. Această emisiune vă este oferită de Tracia Trade. Bună seara și bine v-am găsit la noua ediție School TV. Sunt Cristina și în această seară alături de mine în platou se află Diana. Bună seara! Andreea. Bună seara! Și Oana. Bună seara! Iar împreună vom discuta despre cum se implică tineretul în problemele sociale care apar în comunitate, în lumea ce ne înconjoară. Nu le-am adus degeaba pe fete aici în această seară, deoarece ele sunt voluntare, au fost și sunt în continuare implicate în diverse proiecte de ajutorare a oamenilor aflați în nevoie. Am să încep discuția cu o primă întrebare. Care sunt problemele sociale din societate? Poate lipsa de comunicare între
generație, adică tineri și vârstnici, poate ar fi una dintre probleme, cred. Da, dar în același timp, tinerii, mai ales tinerii și nu numai, nu cunosc problemele celorlalți, atât dacă este vorba despre bătrâni sau despre, pur și simplu, și nici bătrânii nu știu despre problemele tinerilor, nici tinerii despre problemele bătrânilor și este vorba despre toate generațiile și toate vârstele, nu este vorba doar despre o anumită categorie de oameni. Peste tot sunt probleme. Și nu este vorba numai despre bătrâni, este vorba în general și despre persoane cu dizabilități, de exemplu, care sunt excluse. Există, într-adevăr, cred că o reținere față de persoanele cu dizabilități. Ele, într-un fel, sunt marginalizate și de multe ori, când avem de-a face cu ele, avem o anumită reținere. Și nu mi-aș face prejudecăți pe baza lor, pentru că nu știu cu adevărat care este problema lor și o agravează total și nimeni nu... Poate le e frică sau nu știu cum să se comporte cu ele, nu. Deci cred că nu este o pregătire a oamenilor în general cu privire la acești oameni care au anumite... Și sunt foarte importante programele desfășurate de tineri să se implice, mai ales de copii, de la școală. Este foarte important să avem asemenea programe. Eu prin probleme sociale înțeleg, într-adevăr, oamenii care se află în suferință, fie dintr-un motiv fizic, fie emoțional sau așa mai departe. Lipsa banilor o consideră o problemă socială și pe cazurile de abandon, orfanii, al copiilor, dar și al vârstnicilor, dacă e să ne gândim. Și ai pomenit că e important să începi, să faci ceva, să te implici. Vă amintiți când și cum ați început? Poți la liceu sau în școala generală? Mai aprofundat și mai multă implicare am avut în timpul liceului. Aici au fost anumite activități care ne-au implicat și ne-au impulsionat să participăm în activitățile cu vârstnici, dar și cu copii abandonați sau cu dizabilități. Eu am început în clasa a 10-a să lucrez cu copii. Am început cu copii, n-am început cu vârstnicii. Și am fost la o casă de copii și am ajutat să-și facă temele. Exact, îmi amintesc că foarte bine. Am fost împreună. Da. A fost și Andrei atunci cu noi. Și eu. Și Diana. A fost o perioadă foarte frumoasă, zic eu. Parcă a fost ieri, deși a trecut deja foarte mult. Și acum când ne văd copiii pe stradă și ne salută și... Și vezi, sunt așa de fericiți când ne văd și... Exact. A, uite, i-am ajutat la teme. Dar cei de acasă nu știu ce am făcut noi acolo. Am mers zilnic. Da. Mergeam după ore direct de la liceu, mergeam în celălalt capăt de oraș, la un centru de zi, unde făceam împreună temele. Erau copii acolo, îi ajutam, discutam cu ei, știu că discutam și mie îmi plăcea și veneau. Erau așa secrete, mici secrete pe care ni le spuneau. Sau ne întrebau și ne cereau părere. Mai ales copiii se bucură când copiii aceștia părăsiți, abandonați, se bucură când vine cineva și îi vizitează, se simt importanți, simt că cineva le dă atenție și se bucură. Și noi ne bucurăm atunci când primim atenție, de ce să nu recunoaștem? Îți dai seama că ei care se află într-o situație mai specială se bucură. Și te simți și tu bine că ai putut să faci ceva pentru ei și ai putut să-i ajut, să îi faci să... le-ai provocat un zâmbet și le-ai... Andreea, tu să mă amintești din activitățile comune pe care le-am avut, pentru că în foarte multe proiecte am fost în această formulă. Da, și... Mărțișoarele din martie. Da, când am făcut mărțișoare și le-am dus la copii, tot așa, la Crăciunul. Da, când strângem fonduri, cadouri împreună, zicem fiecare ce poate aduce de acasă și le... Și să facem un moș Crăciun pe care toată lumea îl place și pe care toată lumea vrea să fie cu el, să facă poze. A fost un proiect când copiii au trebuit să facă mărțișoare și mărțișoarele lor au fost mai apoi duse la casa de bătrân. La casa de bătrân, da. Deci a fost o activitate inclusiv între aceste două instituții mai
dintre aceste două instituții mai defavorizate, copiii din anumite centre de plasament și bătrânii din centre de îngrijire. Deci eu cred că s-au simțit minunat. Da. Să știe că când îi vedeam de ajutor, așa, când am fost cu copiii să la bătrâni și și vedeau că pot să dea ei felicitarea făcută de ei și bătrânii când îi vedeau pe copii că vin așa de mici totuși vin la ei, erau așa de, aveau niște zâmbete pe față și chiar dacă copiii trebuiau încurajați pentru început, trebuiau încurajați adevărat. Și apropo de legătura aceasta dintre copii și vârstnici, aș vrea să reamintesc un proiect care se află în derulare la noi, la liceul, la Cean Blaga, coordonat de doamna profesoară Cristina Drescan, care poartă titlul de A fost odată solidaritate între generații, la care am participat și noi. Am mers la vârstnici, am petrecut timpul cu ei și s-a creat acea legătură care poate câteodată se mai rupe și noi am reconsolidat-o preț de 2 ore cât am stat acolo, dar am pătruns într-un alt univers. Există mai multe etape ale acelui proiect. S-a început încă din luna martie cu acele ieșiri și vizite la Casa de Bătrâni, apoi la orfelinate. Este în curs de derulare un proiect referitor la activitatea bătrânilor în viața elevilor. Se vrea ca vârstnicii din aceste centre să meargă periodic la grădinițele și școlile generale din oraș și să vorbească, să povestească, să citească povești elevilor și celor mici. Să se creeze legătura dintre, dintre bătrâni și se reconstruiască. Foarte interesant, pentru că eu personal nu mi-am amintesc foarte bine, dar bunicii nu mi-au citit chiar atât de multe povești sau așa și vedem și în filme și așa mai departe și ne amintim poate de când ne citeau părinții cât de bine era, cât de frumos era. Încă ești copil și trăiești în lumea basmelor. Eu am avut o bunică care mi-a citit povești și îmi amintesc când îmi citea povești sau când mi le spunea pe care îi le spunea la rândul, le spusese la rândul ei bunica ei și era așa de interesant să afli cum e, în ce formulă erau spuse atunci poveștile și ea mi le reproducea exact ca atunci și deci, am avut alte momente. Acest proiect poate fi o bucurie și pentru bătrâni, dar și pentru copii. Pentru copii că îi se citesc poezii, dar și pentru bătrâni pentru că au sentimentul ăla că au și ei cui să citească, deci, mai ales când e vorba de copii. Utili societății. Da, se simt implicați în viața socială a societății și asta copii, e important. Iarăși cred că e important, deoarece părinților nu mai au timp să le citească, nu se mai ocupă așa cum se ocupau odată și poate într-un fel trebuie să înțelegem. Și nici ei nu mai citesc cum poate citeau altă dată sau... Aici deja ajungem la altă chestie. Da, mai timp este, eu zic că timp este. Mai trebuie să stabilim priorități și iar să ne găsim timp pentru ce ne place nouă, cât de puțin. Deci ați spus că ați participat la diverse programe, ați spus și de târgul de Crăciun, iarăși mi se pare o inițiativă interesantă. A fost și anul trecut și o să se deruleze și anul acesta. Copiii vor face, elevii vor face anumite felicitări care apoi vor fi vândute sau pur și simplu date oamenilor din oraș. Da, și o altă variantă este că noi, elevii, vom aduce obiecte de acasă și apoi le vom vinde tot în cadrul liceului, altor elevi. Și bineînțeles cu fondurile ce reies în urma acțiunii se va cumpăra ceva pentru bătrâni. Cum priviți această acțiune? Sincer, credeți că o să aibă succes? O să aibă, dar cred că mai important e o vorbă bună adusă bătrânilor. Poate nu se bucură așa în liceu. În liceu mă interesează. Cum credeți că o să fie privită de ceilalți elevi? Cât o să fie de implicați? Cât o să treacă poate pe lângă standul nostru
sau al organizatorilor și o să zică nu mă interesează sau așa mai departe? Nu o să fie implicați. Totdeauna sunt, se implică elevi, sunt elevi care se implică. Dar sunt și care nu. Bineînțeles că sunt, peste tot sunt. Nu toată lumea se implică, dar sunt foarte mulți care sunt doritori să... Mulți o să treacă doar și o să zică încă o acțiune și nimic folositor. Cum cred că sunt atrași? Voi cum ați fost atrase să vă implicați? Pentru că mulți spun, eu nu-mi sacrific din timpul meu pe care pot să-l petrec, știu și eu, altfel, nu vreau să nominalizez, dar totuși sunt unii care, nu e un sacrificiu deloc, e o plăcere, e o bucurie și o împlinire a celorlalți, dar și a ta, extraordinară. Eu știu cazuri de elevi din clasa 9 care știu fie de la frații mai mari, fie de la prieteni și știu că se formează prietenii, se leagă prietenii atât între tine și copiii beneficiari, cât și între voluntari care se implică și sunt așa prietenii de frumoase și de adevărate că ei își doresc foarte mult să înceapă să facă așa ceva. Sau poate fi la început o curiozitate să vezi cum e și apoi când vezi bucuria pe care le-o produci lor și vezi sclipirea din ochii lor și atunci te face să revii și să produci din nou același sentiment pentru ei. De exemplu, și eu la început nu știam ce mă așteaptă, parcă ezitam un pic. Eram și curioasă și fiind încurajată și de doamnele profesoare, am făcut prima activitate de genul ăsta și apoi tot mi-am dorit să continui și tot mai multe și așa am ajuns. Profesorii au o influență foarte mare asupra noastră și dacă îți inspiră, sunt care îți inspiră lucrul ăsta, care te fac să-ți dorești să mergi, să vezi cum e, atunci au o... Personal mă bucur că ați reușit să descoperiți acest sentiment. O să continuăm discuția după o scurtă pauză publicitară. Acum a venit momentul să ai și tu casa ta. Primăria Municipiului Reghin vinde apartamente noi în condiții extrem de avantajoase. Avans 5% și rate pe 30 de ani prin programul Prima Casă sau 10% avans și rate pe 20 de ani pentru cei care dețin deja o casă. Apartamentele sunt finisate la cheie, iar opțional se poate achiziționa și garaj. Relații suplimentare la sediul REA GCL Reghin sau la telefon 0265 512 611. Pentru clienții cu idei frumoase, dar cu buget limitat, restaurantul Parc organizează mese festive, nunți, botezuri și zile de naștere. Cu o capacitate de 300 de locuri și cu un decor reînnoit, veți avea parte de un meniu bogat și variat în funcție de preferințele dumneavoastră. De asemenea, organizăm și înmormântări cu meniul la alegere. Vino la restaurant Parc. Ai mâncare gustoasă și prețuri accesibile într-o ambianță inedită. Aniversezi ceva sau doar ai poftă de ceva dulce? Laboratorul de cofetărie Sabău are pentru tine produse de patiserie și cofetărie mereu proaspete și gustoase. Foietaje, cornuri, cozonaci, prăjituri și prăjituri de casă, torturi de nuntă, botezi și torturi pentru copii. Tot aici poți face comenzi pentru parastase și înmormântări. La Brutăria Sabău găsești tot timpul pâine proaspătă și gustoasă. Caută-ne în cele 4 locații din Reghin și în Târgu Mureș, strada Voinicen, numărul 81 și în Toplița, strada Nicolae Bălcescu, numărul 35. Brutăria și laboratorul de cofetărie Sabău. Gustă diferența! Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feronerie de calitate superioară și sticlă termoizolantă Low E cu argon, conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 1 noiembrie 2012 și 1 mai 2013, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga.
La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uși din PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, un televizor LG LED 3D. Premiul 2, o combina frigorifică Samsung. Premiul 3, o mașină de spălat Beko. 6 aspiratoare Samsung. Un DVD player LG. Tragerea la sorți va avea loc în data de 2 mai 2013. Detalii despre campania promoțională Comanda Ta, o șansă de a câștiga, găsiți în locațiile din Reghin, strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Plus, calitate, promptitudine, competență. Tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana, in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Revenit în direct la School TV, iar alături de invitatele mele discutăm despre implicarea tineretului în acțiunile comunitare. Și am ajuns la noțiunea de voluntar, pentru că toate suntem voluntari. Oana e chiar o coordonatoare de grup pe județ și știe mai bine cum e să coordonezi o grupă de oameni. Nu cred că e un lucru ușor. Nu. Și, dar e foarte interesant. E foarte interesant să vezi diferite spirite, diferite temperamente, dar totdeauna trebuie să ai grijă să le faci pe plac la toți, să... Nu știu, să... Se ajunge la certuri la care cineva să renunțe? Da și nu. Depinde și ce fel de activități desfășori. Depinde foarte tare de ce fel de activități desfășori, deși nu este... Nu prea sunt genul de activități la care să ai la ce să renunți. Pentru că până la urmă te duci acolo pentru că vrei să faci ceva. Nu te duci ca să te cerți cu colegul sau cu colega, chiar dacă îți convine ceva, încerci să remediezi. Da. Știu că sunt elevi care au terminat liceul la noi și încă continuă încă să vină și să participe la aceste acțiuni de voluntariat a noastră. Adică e un lucru, mie mi se pare extraordinar. Și cred că spune și eu sper să pot continua. Da. După cum vi se pare și... tot această treabă cu voluntariatul în România? E destul de dezvoltat, încă mai avem de învățat... Suntem încă într-un stadiu incipient. Da. Avem încă mult de învățat. Nu suntem atât de educați încât să
participăm și să ne implicăm la acțiuni voluntare. Eu iarăși cred într-o diferență de mentalitate aici, știi? Între generații. Pentru că cei în vârstă, care nu au fost educați să se implice atât de mult în problemele acestea sociale, nu au cum să vină să ne dea nouă lecții și să ne îndrume. Nu, și nici nu prea apreciază ce facem noi. Foarte multă lume nu apreciază. Cred că este ceva care nu... Oricum nu contează. Da, da, superficial. Da. Și că o facem totdeauna, o facem cu anumit scop sau pentru sau note, ca să dea sau bine pentru, sau da, pentru imagine. Sau ca să mai pierdem timpul. Da. Adică nu... Dar nu e chiar așa. E trist un pic, spun eu, că cei mai în vârstă nu apreciază la adevărata valoare. Exact cum a zis Ioana. Iarăși cred că mai avem foarte mult de învățat și de preluat, foarte multe modele din străinătate, dar îmi place că se aplică. De exemplu, mai nou am văzut în oraș și în Târgu Mureș acele containere în care poți să arunci haine și le-am văzut și în străinătate, în Germania, de exemplu, și am apreciat foarte mult. Și sincer, le-am văzut săptămâna asta, numai săptămâna, recent le-am descoperit și m-am bucurat foarte tare. Acum sunt curioasă dacă într-adevăr o să se arunce numai haine sau tipic românului, mai strecurăm și altceva, că, încet, dacă încet, nu ne simțim bine. Încet, încet începem și noi să luăm din obiceiurile bune sau încercăm ale europenilor adevărați care sunt mult mai implicați ca noi în toate chestiile acestea de voluntariate. Da, și avem și descoperit că avem și sprijinul celor din străinătate. Andreea știe. Anul trecut am fost într-o tabără. Am fost și în acesta în tabără, dar anul trecut au fost venit voluntari englezi și am lucrat împreună cu ei și a fost o experiență de neuitat, zic eu. Da. Andreea, ce a însemnat acea experiență pentru tine? Pentru că știu că ați venit atunci în toamnă foarte entuziasmate de tot ce a fost la Gurghiu. Da, la Gurghiu, unde am stat chiar 2 săptămâni, într-o tabără. În primul rând că am putut să îi facem fericiți pe acei copii cu dizabilități, dar am și cunoscut persoane noi, ne-am făcut prietenii chiar din Anglia și am încercat să coordonăm noi, să facem noi activități pentru copii să se bucure, să se simtă bine. Da, și am descoperit satisfacția pe care o putem simți atunci când vezi că reușești să faci ceva cu un copil, să scoți ceva de la el, am reușit să facem la sfârșit un spectacol care ne-a ieșit foarte bine și am fost foarte... Ați simțit, nu știu, o confuzie atunci la început pentru că nu știați cum o să reacționeze acel copil care e într-un fel diferit de un copil normal, sănătos și nu-i puteați anticipa reacțiile. V-a fost poate nu neapărat frică, dar oarecare reticență, mă gândesc. Da, la început eu am avut și ne spuneau, întrebam pe cei mai mari care au mai fost cu noi înainte, că cum, nu știam, eram parcă speriați. Dar și cred că eu am descoperit la sfârșit că, sunt neapărat la sfârșit, în ultima săptămână, era mai greu să lucrezi sau să-i stăpânești pe copiii care nu aveau nicio problemă, care erau normali și erau mai obraznici sau nu erau atenți sau nu. Era mai greu să lucrezi cu ei decât cu cei cu probleme care se bucurau de atenția pe care le dai și erau așa de entuziasmați că erau foarte atenți la ce le spui, foarte... Da, le cred capta, că trebuie să le te... captam atenția. Să te controlezi, să fii atent să nu-l brănești, jignești prin vorbe, prin acțiuni ale tale care poate le consideri firești. Dar el fiind mai sensibil... Nu doar nu doar acei copii cu anumite dizabilități, inclusiv copii normali sau bătrânii din centre și cu ei trebuie să fii la fel de atent pentru că oricând poți să... cobori la mintea lor. Și la mentalitatea lor. Și trebuie să privești toată situația din perspectiva lor și să te gândești cum ar proceda ei sau ce ar aștepta ei de la tine să faci în situația respectivă. Eu așa cred. Și să încerci să te comporți ca și ei, adică să intri în pielea lor și să... Ca să înțeleagă mai bine care e rolul tău, ce vrei tu să faci cu el, vrei să-l ajuți, vrei să-i fie mai bine sau... Degeaba te duci la un copil și vorbești ca o profesoară foarte serioasă și că nu te va băga în seamă. Da. Trebuie să te joci cu el, să faci totul, să pară un joc pentru el și să
Chiar dacă din acel joc va învăța ceva. Uite, eu mă amintesc că am avut și cazuri în care pur și simplu nu reușeam să stabilesc o legătură cu respectivul copil, adică nu vrea și nu vrea și insistam și nu știam ce să mai fac. Există diferite mentalități și caractere, trebuie să știi să le abordezi. Și vezi că nu, la tine nu vrea, dar merge la X sau Z și totuși la tine vine cine te aștepți mai puțin. Da. Și descoperi că, uite, nu m-aș fi gândit la respectiva persoană, dar totuși ne înțelegem așa de bine și totuși parcă, uite, exact la ea trebuia să vin, exact pe ea trebuie să o ajut. Parcă mă mulez cumva pe nevoile, necesitățile ei. Am discutat despre cămilele de pătrân, despre casele de copii, dar mai sunt și familii defavorizate. Se pare că sunt destul, suficiente susținute. Niciodată nu o să fie destul de susținute încât să totdeauna o să existe familii și probleme. Deci mie mi se pare că se face propagandă mai mare la cămine de bătrâni, la casele de copii. Se uite pentru că sunt mai cunoscute, nu toată lumea din oraș cunoaște familia cu tare sau da, ce probleme are. La un moment dat la ei se merge deja prea mult, prea des, se prea umpează prea mult în ei, pe când alții suferă în continuare. Și aici zic că fiecare, cred că cunoaște câte un astfel de caz, poate chiar rude vecini, și ar trebui popularizate mai mult. Și la biserică, din câte știu. Dar la biserică se promovează și se încearcă să se ajute cât mai mult, dar totul e la nici nivel local. Nici măcar la nivel local, e la nivelul parohiei, exact, la nivelul parohiei. Deci, dacă o parohie are anumite familii, doar în acea parohie nu se vorbește despre problemele unei familii în cadrul altei parohii. Uite, poate fi mai bine să există o organizație care să se ocupe de popularizarea astfel acestor cazuri. Nu știu sincer dacă la nivel local există așa ceva și nu vreau să greșesc, să fac vreo gafă, să spun ceva neadecvat, dar ar fi o idee, într-adevăr, și ar fi mai multe cazuri cunoscute, dar există și un dedesubt al acestei situații. A cere ajutor astăzi e o rușine? Pentru că știu că sunt mulți nevoi și că nu cer ajutor. Deci, trebuie să știi cui să ceri, în primul rând, ajutor. Pentru că nu te poți duce chiar la oricine să ceri ajutor. Dar de multe ori familiile care au mai puțin, tocmai aceia sunt cei care se implică mai mult și care din puținul lor încearcă să dea la alții și să facă bine. De multe ori mergi și ceri la un cunoscut care știi că are și e bine financiar și de multe ori spune că nu pot acum, că nu. Și cred că e mai demn să ceri sprijinul dacă ești în nevoie decât să furi sau să faci multe alte chestii total nepotrivite. Dar și pentru că sunt mulți care cer și nu au tocmai nevoie sau există o anumită categorie? Există o reticență față de adică se crede că au fost multe cazuri de înșelătorie, știi, de asta s-a ajuns unde s-a ajuns. Oamenii nu mai au încredere, spun că poate dau și dau degeaba. Dar nu știi cui dai. Nu știi cui dai, nu știi unde ajung banii. Da. Și tot noi am creat această situație și această confuzie. Apropo de oameni care cer, cum priviți cerșitorii de pe stradă, cum reacționați? Dați, oferiți de obicei? Pentru că, sincer, sunt cam mereu aceleași personaje. Și aici nu mă refer neapărat la cei de etnie romă, dar și la bătrâni. Sunt mereu și mereu aceiași. Ori chiar nu-i ajută nimic mai mult. Da, dar vezi că vin, de exemplu, vin la tine și spun dăm atâta. Scuză-mă, adică nu, eu nu trebuie să-ți dau ție neapărat bani, adică dacă eu consider că trebuie să-ți dau, îți dau, dar nu vii și îmi spui mie trebuie să-mi dai atâta. Păi da. Și nu mai scap de el. Uite, tot recent am fost la catedrală în Târgu Mureș și bineînțeles că la ieșire sunt o grămadă de cerșetori. Și erau doi mai în vârstă și nu am vrut să dau bani, recunosc, nu am vrut să le dau, deci nici măcar minimul. Și aveam un fruct la mine.
și l-am dat și am zis, îmi pare rău, nu am decât unul, nu pot să-i dau bărbatului, supără femeia și viceversa. Și atunci am zis, luați-i și îl împărțiți, dar oricum, când m-am văzut că îi dau ceva de mâncare și nu-i dau bani sau așa, s-a uitat un pic mai și am zis, poate mai bine îl păstrai și câțiva metri mai încolo poate găseai pe cineva care într-adevăr se bucura, pentru că îl vezi sincer când se bucură. Sunt de multe ori cerșetori din aceștia care vin la casă și spui că nu am bani, îți dau o haină și de multe ori o ia și o găsești la două zile la 3 metri de casă. O aruncă pentru că dacă nu, nu le dai bani, nu le convine. Deci preferă întotdeauna banii. Vorba aceea, și sărac și cu pretenții. O să ne continuăm în legătură discuția. Cu asta mi povestea mamii despre... nici ei nu-i place când o vin cerșetorile la magazin și odată îmi spunea că a venit un bătrân și cu un kilogram de ceapă, că nu cumpără, că are nevoie de bani. Și mami, chiar dacă noi aveam ceapă acasă și s-a gândit că da, încearcă să facă ceva pentru bani, deci nu numai vine și cere, și a cumpărat kilogramul de ceapă și i-a dat bani. Deci oamenii care chiar au nevoie știu încearcă și cum să ceară și cum să-și arate credibilitatea. Reluăm discuția după o scurtă pauză publicitară, revenim imediat. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens Sana in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. În toamna aceasta, Teletech te întâmpină cu oferte de nerefuzat. Vino cu orice produs electronic sau electrocasnic vechi și primești o reducere de până la 150 de lei la toată gama de combine frigorifice, la oricare dintre mașinile de spălat, la toată gama de televizoare LCD și la orice aragaz cumpărat. Și asta nu e tot. Fiecare produs achiziționat vine cu multe cadouri utile, produse alimentare, detergenți și balsam de rufe, telefon mobil, fier de călcat, vase de bucătărie. Teletech. Strada Iernuție, numărul 41. Telefon 0265 511 781. Cel mai mic preț pe care l-ai văzut vreodată. Husqvarna, prin motor Forest Reghin. Strada Călărașilor, numărul 26, vă așteaptă la campania de toamnă 2012 cu numeroase promoții și reduceri. La oricare din modelele de motofierăstraie profesionale, standard și hobby cumpărate, beneficiați de reduceri de preț și accesorii cadou, șine, ghidaj și lanțuri Oregon. Ofertă specială, modelul Husqvarna 240E, cea mai de succes drujbă din gama de uscasnic, la un preț imbatabil de doar 1149 lei, echipată cu sistem de ascuțire Oregon Power Sharp, care vă ajută să aveți în permanență un lanț corect ascuțit în câteva secunde. Telefon 0265 512612 sau 0746 249431. Husqvarna, legenda continuă prin Motor Forest. Black Friday la Teletech. În perioada 23-25 noiembrie, reduceri de 30, 40, 50%. Teletech, strada Iernuțeni, numărul 41. Telefon 0265 511 781. Fiecare poveste are farmecul ei. Începând de acum, povestea anunții voastre poate fi una deosebită. Într-o atmosferă romantică, sala de nunți a pensiunii Anca este cel mai potrivit loc pentru începutul poveștii voastre. O poveste deosebită, atât pentru mieri, cât și pentru invitați.
Aici puteți degusta cele mai alese bucate și cele mai speciale băuturi, iar cei veniți din depărtare pot rămâne cât îi lasă inima alături de voi. Sala de nunți a pensiunii Anca, locul perfect pentru povestea voastră. Pensiunea Anca oferă în mod gratuit toate serviciile de cazare pentru mirii care își vor organiza nunta în acest an în sala de nunți recent inaugurată. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. În plus, noi ne ocupăm ca tu să beneficiezi de programe economice și de lux și îți găsim bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 12, telefon 0265-512-008. Ideea Tour, ideea ta de vacanță. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. În direct la Ascult TV și povestim despre implicarea tineretului în acțiunile comunitare și sociale. Am dezbătut în mare aspectele legate de probleme de casele de bătrâni, de copii, familiile defavorizate și am nominalizat și câteva soluții. Și totuși, eu am mai găsit câteva și pe internet și cred că vă amintiți și voi din ce am făcut la școală. Diana, îți amintești de săptămâna aceea a legumelor și a fructelor? Da, este o săptămână... Tunate. Săptămânile acestea se desfășoară o campanie, se numește... Săptămâna fructelor și a legumelor donate. Toți cei care vor să participe, să ajute, să dea o mână de ajutor în speță, pot să o facă donând legume, fructe, câte și puțin din fiecare și nu numai. Eu mi-amintesc de orice ajutor e de... când am dus și eu și s-au strâns cantități enorme. Și știu că erau elevi care munceau și... Și anul acesta au fost elevi care s-au dus și s-au apucat de ales la cartofi și din asta s-au sedus și au cumpărat, au primit sânt, au primit bani. Anul trecut nu era cu mai mult cu săptămâna cartofului. Cartoful. Da, nu, în cartof da, pentru fiecare. Nu, s-au adunat tot felul de... Și... De la haine, la ceapă și exact, cartofi. Exact, am dus și jucării. Cărți, inclusiv cărți s-au dus. Da. Și mi se pare că acestea chiar au mers la familii defavorizate. Da. Da. Dar și la casele de copii și bătrâni. Au fost duse și acolo. Și mi se pare că s-au dus la grădințele de pe sate. Da, și jucăriile în special s-au dus la grădinițele de pe sate. Sunt grădinițe care chiar nu au fonduri, nu au jucării, așadar la școală, la grădiniță și chiar s-au dus la grădiniță. Și e super inițiativa de a nu te limita doar la Reghin, ci și în zonele din împrejur, unde cu siguranță nu se găsesc atât de mulți oameni care să se implice și să vină cu inițiativa, să fim serioși. În sate, de multe ori, preotul e cel care inițiază astfel de activități. De multe ori, în jurul Crăciunului, anumite persoane merg din casă în casă și cer legume sau tot așa, fructe sau ce
pot, haine și se strâng. Deci pe sate se poate și se face. Da, poate că voluntariatul e un hobby pentru preoți. Nu putem zice o altă meserie, dar... Nu, biserica se implică, exact. S-a implicat întotdeauna în astfel de activități și e remarcabil. Acțiuni caritabile realizate de oameni bogați și așa mai departe, sunt o felul de baluri și așa mai departe. Le priviți cu suspiciune? Sunt mai mult chestii de imagine sau totuși poate oamenii chiar își dorește să ajute? Întotdeauna va exista puțină reclamă și puține dar reclamă. Poate că sunt care chiar vor să ajute comunitatea. Și poate că tocmai de statutul lor social sunt într-un fel dezavantajați. Da. Și poate că ne facem impresii greșite despre ei. Poate. Poate că ei chiar vor să ajute. Și... poate fi și asta prejudecată. Poate, poate. Oricum, e vorba de mai multe fonduri acolo. Știu că este un bal care se face toamna și se strângă tot felul de oameni bogați, se licitează obiecte ale vedetelor. Asta e la nivel național. România, cât și Halet, bineînțeles. Și iarăși este ceva în preajma Crăciunilor, cu brazii, festivalul brazilor de Crăciun sau ceva de genul. Ar fi frumos să se facă asemenea activități și la nivel local, pentru că trebuie să recunoaștem că sunt și la nivel local oameni care își permit să și-ar permite să facă asemenea oameni potenți valuri. Financiar. Da. Exact, sunt. Doar că, uite, vezi, poate că îi privim noi, oamenii de rând, cu așa, cu suspiciune și ne gândim, bineînțeles, că vor să-și facă reclamă, vor să ajungă să arate cine sunt ei și poate un pic și invidie aici. Dar totuși, dacă e pornită din inimă acțiunea, ajunge acolo unde trebuie și... Întotdeauna, dacă faci un lucru din inimă, rezultatele sunt pe măsură. Miracole se întâmplă. De magazinele de caritate, știți? Unde duci obiecte, le lași acolo, păi vin alții și le cumpără și, bineînțeles, fondurile merg către cei care au nevoie. Sau pe net am văzut o altă acțiune a unui ONG, Shoebox, într-o cutie de pantofi, pui chestii care le consideră necesare unei familii, poate chiar ți se nominalizează, uite, sunt ce au nevoie de copii, au nevoie de, sau avem un copil de 14 ani, ce crezi că i-ar fi util? Deci pui acolo lucrurile, le împachetezi și se trimit, sunt mai multe sedi din țară, la noi în oraș nu este și mi se pare că nici în Târgu Mureș, la Cluj e cel mai apropiat, sau este la Sighișoara. E în orașele mari, oamenii din zone, din provincie, cum ar putea să ajungă la ele? Se poate trimite prin poștă, apropo, da, se poate trimite prin poștă dacă faci tu pachetul, se lasă adresele, dar e interesant pentru că nu te constrânge ce să pui, nu-ți impune un anumit buget, deci ce consideri tu? Iar nu zice neapărat să fie un lucru nou sau și mai departe, bineînțeles, nu pui o pastă de dinți, jumate de tub folosită. Pentru că, uite, și apropo de chestia asta, mulți nu că neapărat își bat joc, dar dau chiar ce au mai rău din casă celor care au nevoie. Și asta deja nu mai e... Binefacere e batere de joc. Exact. Deci trebuie să gândești un pic toate acțiunile acestea și să te pui tu în rolul celui care primește. Ți-ar plăcea să primești așa ceva? Normal că nu, dar fiecare pădure are uscăciunile lui. Da. Mulți sunt și oameni care dau din inimă, sunt care își bat jocul. Dar mulți se descotorosesc, de ce nu le mai trebuie în casă, de lucruri stricate și așa mai departe, lasă. Ei. Ar putea acea persoană să dea chiar un obiect preferat și atunci când te gândești că obiectul tău preferat era cineva care chiar are nevoie de el și... Da, dar poate te gândești că se nimerește la cineva care are nevoie. Care nu are nevoie sau pur și simplu își bate joc la rândul lui de... Dar nu e ok. Păi dacă uite, eu mă gândesc la electrocasnice. Păi se dai ceva stricat și să-i faci omului care și așa nu are bani. Tu să-l pui să-și plătească și reparația? Nu. Deci,
facem acte de caritate, dar totuși gândite. Noi suntem clasa 12, urmează bacalaureatul și după aceea facultatea sau o altă alternativă, încă nu foarte populară la noi în România, dar preferată în țările occidentale. Acel an în care îți e liber, să zicem așa, mergi și faci voluntariat pe bani foarte puțin, dacă nu chiar deloc, dar bineînțeles că ai masă și cazare asigurată, la tine în țară sau în altă țară. Vă tentează? V-ați pe mine gândit? Personal, da. Și pe mine mai. Și eu am fost uimită și mi s-a părut minunat să poți să faci lucrul ăsta, să mergi undeva și să stai și să te ocupi. Și nu e numai vorba de bani, că primești bani. E dar vorba nu primești că bani. Primești puțin sau deloc, am spus. Experiență, primești. Ai acel de timp de răgaz să te gândești, eu ce vreau să fac mai departe, pentru că acum suntem destul de confuz. Cred că după acele experiențe îți schimbi total perspectiva. Exact. Și te schimbă pe tine ca persoană, în primul rând. Toate. Și dacă ajungi să te duci într-o țară africană sau, eu știu, îndepărtată, care chiar atunci, sigur, experiența e una de greutate și... Și e, bineînțeles, o trecere pentru noi. Trecem din băncile școlii, unde trebuia noi să învățăm și ajungem să experimentăm, să punem noi lucruri în practică, să ajutăm. Deci sunt mulți care merg la case de copii, la case de bătrâni, oriunde există persoane cu dizabilități. Dar nu cred spitale. Că aceste activități sunt destul de promovate, adică noi am auzit acum recent de ele, ar trebui să fie mult mai popularizate și să știe lumea că au această posibilitate să meargă. Zic că nu sunt promovate pentru că societatea poate că le respinge într-un fel sau altul și cine le respinge? Nu noi, care suntem tineri și destul de deschiși și orientați către viitor și oportunități. Cei mai în vârstă, pentru că trebuie să urmezi cursul normal și firesc al lucrurilor. Suntem niște tradiționaliști. Te contrazic. Atunci când profesoara ne-a zis de această activitate și a întrebat cine ar fi doritor, aproape nimeni n-a ridicat mâna. Dar oricum nu. Adică nu cred. Nici eu, de exemplu, nu am ridicat mâna, deși eram doritoare. Adică nu știu dacă toată lumea era chiar sinceră când o ridica mâna. Pentru că... Păi, n-a ridicat nimeni mâna. Ba da, o ridicat. Uite, eu sincer chiar aș merge, dar mie groază într-un fel de reacția părinților și a familiei. Pentru că, ți-am zis, nu urmezi acel curs firesc. Nu știu dacă aș avea probleme de genul ăsta. Deși mi se pare așa un pic, mi se pare imposibil de... Mi se pare așa ca un vis să ajungi acolo. E ceva o care îți dorești. Și, da. Pentru noi să... Uite, le e frică probabil că ne ieșim din ritmul acela de învățare, de atenție concentrată asupra studiului. Familia poate se gândește și la bolile, pentru că dacă te duci într-o țară africană, sunt anumite riscuri pe care ți le asumi. Dar până la urmă, până să te duci în țara africană, îmi zic să te concentrezi pe țara ta, pentru că e atât de mare nevoie de ajutor aici, la noi. Da, corect? Oriunde merge, îți asumi un risc. Exact. Pentru că nu știi ce se poate întâmpla după și nu trebuie să mergi undeva ca să te asumi un risc. Da. În orice caz, e o alternativă. Poate să fie un risc. Și are atât aspecte pozitive cât și negative, dar zic că cele pozitive sunt foarte semnificative. Și, din nou, pentru propria persoană. Dar aceste deplasări pe termen lung nu sunt la noi în țară. Eu nu am auzit să mergi undeva. Sunt și la noi în țară. Sunt la noi în țară. Sunt oameni care se dedică acestor acțiuni, întreaga piață. Și sunt fericiți. Poate mai fericiți decât mulți alții care... Sau care desfășoară activitățile astea ca pe un hobby, pe lângă un job stabil pe care l-au. Eu chiar m-am gândit la o astfel de... Ai așa o satisfacție când vezi că reușești să faci ceva cu ei, că îți dorești să continui. Avem tot viitorul în față și... De acum o să ni se deschidă multe alte uși și oportunități. Și eu zic să ne păstrăm pe același drum pe care am pornit și o să fie totul bine. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost așa de comunicative, că ne-ați împărtășit părerile și experiența voastră. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Până data viitoare să aveți un weekend plăcut și o săptămână excelentă. Pe curând!
Această emisiune v-a fost oferită de Thracia Trade. Complexul turistic AIMA vă oferă servicii de cea mai bună calitate. Poligon de tir, hotel 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri, plus apartament matrimonial. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta și sală de conferințe cu capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Nu ratați promoțiile Evora Center! Viața ne ține departe de casă, dar când ajungem în sfârșit acolo, vrem să simțim că a meritat efortul. Înfrumusețează-ți casa cu peste 1000 de articole de mobilier cu reduceri de până la 30% în cele 102 magazine LEMS din toată țara. LEMS înfrumusețează casele românilor.